Aniversarea lui Kit. Astăzi e petrecere la grădiniță. Este ziua de naștere a lui Kit. Prietenii lui au pregătit o mulțime de cadouri. Și Foxy e printre ei. A apărut în urma unui descântec pe care l-a rostit greșit, ca de obicei. Dar să știți că nu a venit singură. Magia a adus-o împreună cu ea și pe pisicuța Miau Miau, lucru care îi va crea multe neplăceri lui Kit. Nu pot să cred. Nici măcar astăzi, de ziua mea, nu scap de tine. Ce cauți aici? Ai venit să-mi strici petrecerea? Kit, Foxy s-a gândit să-ți facă cel mai frumos cadou, adică pe mine. Hei, pisicuțo, nu-i adevărat, Kit, trebuie să mă crezi. Știu că tu nu mi-ai face una ca asta, Foxy. Kit, eu nu am venit să-ți stric petrecerea. Uite, ți-am adus două sticle cu suc de portocale și niște pahare. Voi umple cele patru pahare. A mai rămas o sticlă cu suc. O vom păstra pentru mai târziu. Am și eu patru cănițe. Mai bine să golim sucul în ele. Vor veni mulți invitați la petrecere. Știam eu că nu ai venit cu gânduri bune, pisicuțo. Privește, numai trei căni s-au umplut. Asta înseamnă că era mai puțin suc în cea de-a doua sticlă. Pofticioasă, ai crezut că e lapte și l-ai băut. Nici nu m-am atins de el, deși trebuie să recunosc că mi-a tras puțin cu ochiul. Miau Miau are dreptate. Amândouă sticle conțineau aceeași cantitate de suc. Alta este explicația. Tu știi de ce s-au umplut doar trei căni cu sucul din cea de-a doua sticlă? Pentru că era mai puțin suc decât în prima sticlă? Pentru că paharele lui Miau Miau sunt mai mari decât cănile lui Kit? Deoarece cănile lui Kit sunt mai mari decât paharele pisicuței? Sau pentru că pisicuța a băut sucul din cea de-a doua sticlă? Bravo! Ai dreptate! Dacă golești aceeași cantitate de lichid în vase de mărimi diferite, rezultatele măsurătorii sunt diferite. Ei, acum că s-a dovedit că nu te-am mințit, am dreptul să-mi iau revansa, adică te voi servi pe tine în locul sucului pe care ziceai că l-am băut. Ajutor! Ajutor! Ce fricos! Nici nu a văzut că am piciorul bandajat și nu pot alerga după el. Bine, Miau Nico, bine. Văd că mă provoci la duel chiar azi, de ziua mea. Pentru că tu ești rănită și nu ne putem război ca de obicei, să ne întrecem în istețime. O rugăm pe Foxy să ne supună la câteva probe. Ce spui? Ești de acord? Să începem, prietene! Oricum, eu voi fi câștigătoarea! Asta mai vedem noi! Dragii mei, eu vă propun să încetați cu acest război care nu și-are rostul, mai ales că astăzi e petrecerea lui Kit. Mai bine îi dăm câte o lăbuță de ajutor. Are atâta treabă pentru petrecere. Trebuie să umpleți aceste două găleți cu apă. Kit, tu vei folosi cana, iar Miau Miau, paharul. Care dintre cei doi prieteni crezi că va folosi mai puține unități de măsură? Gândește-te la întâmplarea de mai devreme. Minunat! Într-adevăr, Kit va folosi mai puține unități de măsură, dar nu pentru că va munci mai puțin decât Miau Miau, ci pentru că unitatea lui de măsură este mai mare decât a pisicuței. Adică, în cana lui intră mai multă apă decât în paharul lui Miau Miau. Dar cine crezi că va termina mai repede?
te-ai cam grăbit. Grozav! Bineînțeles că șoricelul va termina mai repede. Nu e corect. Eu am avut mai multă apă decât tine. Fii fără grijă, miau-miau. În ambele găleți încape aceeași cantitate de apă, dar voi ați folosit unități de măsură diferite. În paharul tău intră mai puțină apă decât în cana lui Kids. De aceea ai folosit mai multe pahare cu apă decât el, pentru a umple găleata. Ei, lasă, lasă! Ai câștigat de data aceasta. Însă, ceea ce nu știi tu este că rana mea de la picior a fost doar o păcăleală, iar întrecerea care va urma o voi câștiga cu siguranță, pentru că te voi prinde și... Stai! Ha-ha, iar te-am păcălit, scârie brânză! Uite, ia mai bine un polonic de cascaval, să-ți revii puțin. Cred că glumești. Cu polonicul poți măsura numai lichide, la fel și cu paharul, cana, sticla sau cu găleata. Dovedește-ți scusința și alege obiectele cu care poți măsura lichide. Felicitări! Ai găsit răspunsul corect. Iar te crezi, isteți, codiță lungă. Mai există ceva pe masă care nu se poate măsura cu polonicul? Ai descoperit? Până acum am fost campion. Nu pot să dau greș la final. Ajută-mă! Mulțumesc! Mi-ai fost de mare ajutor! Se pare că șoricelul nostru a trecut cu bine de aceste provocări. Însă războiul dintre el și Miau Miau va continua. Până la următoarele peripeții, ei își continuă fericiți petrecerea. Folosind bolovanii mai grei sau mai ușori, țintește căsuțele din imagine.